Bună ziua! Astăzi să vorbim câteva cuvinte despre fetele cu minți de prin reviste, de adulți. Ar fi ceva de genul. Și pentru că nu aveam cum să mă angajez și nu găseam loc de muncă, m-a trebuit să fac un pic de real, povestește ea. Și vine fotograful și îi spune, și lasă jos breteaua, după care se desface pe spate și vezi toți nurii, toată splendoarea, frate. Apoi, vă rugăm, puneți mâna dreaptă în șold, și să vă fac o fotografie. Să pun mâna, nu știu cum, și a doua fotografie. Pe care vă rugăm, lăsați-vă lejeria intimă jos. Dacă mai aveți, că sunt și cu șnur și fără șnur. Așa. După care, pentru a dumneavoastră apariție în revistă, cum a fost contractul, ați primit 10.000 de euro. Ajunge vedetă toată lumea. Băieții, fetele care se uită pe revistă, toate cele. În fine. Ajunge vedetă. Și încep. Acum că am niște bani, am ceva pus deoparte, trebuie să găsesc un băiat fraier, tont, prost, dar cu bani și care să mă iubească și să mă întrețină în puf ca să fac o casă. Și găsește unul. Hai. Care o place, care în fine. Și începe poezia. Iepuraș, drăgălaș. Ops, că a apărut în revistă, nu? Ai sărit ca un canguraș pe tont prost. Și te-ai măritat și a apărut canguru din marsupiu. Și acum încep să strigi. Suntem soț și soție, făm penthouse la tine în parohie. Și o mașină bengoasă cu motor puternic de BMW, mă mulțumesc de Ferrari, zici că sunt Dumnezeu. Și pe care încep toate cele. Și pe tine cum te cheamă? Adelina. Și pe tine cum te cheamă? Andreea. Și pe tine cum te cheamă? Luiza. Și pe tine cum te cheamă? Ana. Și pe tine cum te cheamă? Dana. Și le găsești pe toate, după ce a văzut toată splendoarea prin revistă, frate, a luat niște bani, trebuie să găsească și un băiat care să-i repare onoarea după ce s-a fotografiat. Și a apărut și în reviste și băieții din penitenciar s-au tot satisfăcut și tot așa. Iată, poezia. Iepuraș, drăgălaș, ce-ai făcut? Am făcut țup-țup după ce am fost fotografiată și a ieșit un cangur din marsupiu. Și acum plâng să-mi fac al meu soț sau tată un penthouse și să-mi ia un BMW sau un Mercedes. Dă Doamne să fie Ferrari sau Porsche, că sunt mulțumită pe vecie. Prima parte.